Iubiți frați și surori, așa cum stăm, citesc doar un singur verset din Matei, capitolul 5 cu 8, binecunoscut de noi toți, unde Biblia spune, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre cei mai rari oameni de pe pământ. Și o să vedeți de-a lungul anilor, că oamenii cu inima curată sunt tot mai rari, sunt tot mai puțini. Și dacă îi găsești, e bine să-i ții aproape. Spunea cineva, îmbrăcați-vă bine că e plin de oameni reci afară. Aș vrea în această dimineață să subliniez faptul că atunci când Dumnezeu vorbește în Biblie despre inimă, rare ori se referă la mădularul care bate de 115.000 de ori în 24 de ore. De cele mai multe ori când Biblia vorbește despre inimă, se referă la sentimentele, voința și rațiunea noastră, la sufletul nostru. Și vreau în prima parte a mesajului să ne uităm la câteva stări ale sufletului nostru, ale inimii noastre în relația cu Dumnezeu. Prima stare pe care o amintesc este inima împietrită. Biblia subliniază și folosește acest termen. Și e clar că nu se referă la infarct. E clar că nu se referă la un om mort fizic, ci se referă la o stare a sufletului. Exod 7:13, inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese Domnul. Exod 7:13. Vreau să fim foarte atenți la acest verset. Nu se referă la un african care stă într-un bananier din Africa și habar n-are de predici de Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Se referă la cineva care a intrat în contact cu voia lui Dumnezeu. Moise și Aron au spus, Faraon, planul Domnului este să-i lași pe evrei să plece. Iar omul acesta se împietrește în mod voit și nu dorește să asculte, nu dorește să se schimbe. Frank Turek, un mare apologet al zilelor noastre, îl întreba pe un ateu care tot bătea la cap cu întrebări legate de existența lui Dumnezeu și care căuta mereu scuze. La un moment dat Frank s-a oprit și a zis, dacă îți demonstrez că creștinismul este real, devii creștin? Și ateu a zis nu. Și atunci Frank a continuat și a spus, problema ta nu este o problemă de necunoaștere, ci este o problemă de nevoință. De nevoință. Iubiții mei, în Ezechiel 3:7, Biblia spune, dar casa lui Israel nu va voi să te asculte pentru că... Poți te rog să afișezi Ezechiel 3:7? Țin foarte mult să vedem versetele, mulțumesc tare mult. Pentru că nu vrea să mă asculte. Căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Știți ce aș dori în dimineața aceasta? Dumnezeu să mai despetrească inima. O să spuneți, bun, dar dacă nu vreau să mă schimb, care e problema? Problema e Luca 12:47. Luca 12:47. Robul acela care a știut, a auzit predici, a auzit cântări, a participat la slujbe religioase și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Doamne, păzește-ne și de această stare și de această consecință. O a doua stare a inimii, iubiții mei, în relație cu Dumnezeu, este inima schimbată, dar schimbată doar parțial. Doar parțial. 2 Împărați 10:30, Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Și acum ascultați continuare. Totuși Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a bătut de la păcatele în care tărâse Ieroboam pe Israel. Strigătul și durerea lui Dumnezeu, iubiții mei, atât pentru Israel cât și pentru unii dintre noi astăzi este această inimă împărțită, această inimă schimbată doar parțial. Ioel 2:12, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cum? Cu toată inima. Cu toată inima. Și omul care se întoarce cu toată inima nu poate sta pasiv, nu poate sta indiferent. El se consumă, el postește, el plânge și uneori chiar bocește. Cei mai mulți creștini pe care îi veți întâlni în viața aceasta sunt oamenii, nu neapărat împietriți,
Dar oameni schimbați doar parțial. Am avut un caz interesant la noi, la Deva, un domn m-a sunat într-o zi și a zis: domnul pastor, vreau să fac și eu botezul. Zic: foarte bine, mă bucur. Vă aștept cu mare drag să completați o cerere de botez de la biroul pastoral și în aproximativ 3 luni de cateheză vom face botezul. Omul s-a iritat un pic și a zis: eu să aștept 3 luni? Și l-am întrebat: dar mereți cumva la război în Ucraina? E ceva urgent? Sunteți în ultima fază de boală? Că atunci ne grăbim. Și au zis: nu, dar eu vreau așa botezul peste noapte 10. Eu nu stau după voi cu lecții, cu cateheză. Am zis: îmi pare rău, nu ești un caz urgent, noi vrem să știm pe ce ne botezăm, pentru că răspundem înaintea lui Dumnezeu pentru asta. Mi-a închis telefonul, m-am întâlnit din nou cu el după câteva luni de zile și a zis: eu sunt omul ăla, n-ați vrut să mă botezați, pastore, n-ați vrut. Zic: bun, dar cum ești? Păi zice: m-am botezat. Bun, dar cum e spiritual? Zice: mai fumez un pic, dar în rest ești foarte bine. Ești foarte ok. Numai voi sunteți de vină, că n-ați vrut să mă botezați. Voi. Iubiții mei, să știți că vă dau o veste bună astăzi sau o veste tristă. H2O nu eliberează pe nimeni. Dacă bagi un om care fumează în H2O, scoți un om cu Marlboro ud. Dacă bagi un om care minte în H2O, scoți un mincinos ud. Sângele lui Iisus Hristos eliberează. El iartă și te iartă dacă vrei, dacă dorești. Apa, botezul, este doar un semn public a unei schimbări care s-a întâmplat deja în privat. Și este tare bine ca acea schimbare să fi fost o schimbare totală, o schimbare radicală. Că de multe ori cerem Domnului să ne ierte de anumite păcate, dar ne întoarcem tot la sursa acelei ispite. Cineva era la dietă și știa că dulcele e o problemă. Și omul acesta a zis: eu mă duc până în oraș, trebuie să plec până în centru și trec pe lângă o cofetărie. Și spun asta nu neapărat ca să zâmbim, ci ca să ne dăm seama cât de mari adevăruri sunt legate de ispită. Și a zis: știu că trebuie să trec pe lângă o cofetărie, dar eu pun un semn. Dacă nu este loc de parcare, eu nu mă opresc. Avea să recunoască mai târziu, a 8-a oară când m-am învârtit pe lângă cofetărie, am găsit loc de parcare. Cam așa fac mulți, iubiții mei. Vin la mărturisire, vin, se roagă, cer iertare, dar nu părăsesc sursa ispitei din viața lor. Doamne, vrem astăzi să ne întoarcem la Tine cu toată inima. Amin. O a treia stare a inimii, iubiții mei, și despre asta vreau să vorbesc astăzi, este inima curată. Inima curățită prin jertfa Domnului Iisus și prin pocăință. Dar vreau să vă spun astăzi că nu poți să fii curățit până nu conștientizezi că ești murdar. La fel cum niciun doctor din lumea asta nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Nimeni nu te leagă cu forța să te pună la stomatolog pe scaun, cu lanțuri. Nu. Tu trebuie să spui: am nevoie de o vindecare, am nevoie de un tratament. Iubiții mei, păcatul este lucrul care murdărește inima noastră. Matei 15:19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. De fapt, până la urmă, curățirea este un eveniment, păstrarea curăției, un proces. Când copiii noștri, când fetele noastre, astăzi aproape 13 ani și Elisa aproape 11 ani, aveau 7-8 anișori, le-am învățat să-și ducă farfuria de la masă. E cel mai lung drum ăsta, de la masă la chiuvetă, n-ați observat? Cel mai greu drum din lume. Să duci farfuria de la masă la cuvetă. Apoi când am mai crescut un pic, le-am învățat ce înseamnă cuvântul pur. Știți? Ce înseamnă să speli vasul acela. Acum sunt mari, ne ajută foarte mult la bucătărie și soția are un mare ajutor în ele. Și ne spunea Elisa în urmă cu câteva săptămâni, când am gustat o prăjitură seara, o zis: să nu vă prind cumva că iară luați farfurii din dulap și le puneți pe masă. Mâncați de-n tavă, zice. Dar de ce? Pentru că o zis: m-am chinuit o oră să fac curat. Și acum voi, într-un minut, două minute, faceți înapoi mizerie. Cu alte cuvinte, Elisa a spus un principiu biblic. A face curată e una, lupta adevărată îi a păstra curățenie. Iubiții mei, de aceea venim la biserică ori de câte ori este serviciu divin. De aceea iau Biblia în fiecare zi să o citesc. De ce? Pentru că Biblia este apa vieții. Și în fiecare zi am nevoie să-mi curățesc mintea, să-mi curățesc viața, să-mi curățesc trăirea. De ce vin la închinare? Pentru că mergând pe trotuarele lumii, mașinile ne stropesc într-un fel sau în altul. Vorbesc spiritual. Și vin aici și naște până smurdar din cap până în picioare.
Și văd o pată, văd o zbârcitură și încerc să o rezolv ca să-mi păstrez inima curată. Doamne, ajută-ne la asta! Bun, dar cum se vede o inimă curată? Că dacă am face un sondaj astăzi, cu nume și prenume, toți am spune că avem inima curată. Și nu există niciun aparat și niciun medic în lumea asta, pentru trigliceridia se găsesc, pentru hemoglobine găsești analize. Dar nu există niciun spital care să zică ai inima curată din punct de vedere spiritual. Biblic, hai să vedem cum arată o inimă curată. În primul rând, iubiții mei, omul cu inima curată are gânduri curate. Ieremia 4:14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Și acum putea să zică Ierusalimul, Doamne, dar de unde știi că am inima murdară? Și ascultați de unde. Până când vei păstra gânduri nelegiuite, gânduri murdare, gânduri care pătează în inima ta. În inima ta. Referitor la gânduri, în 2 Corinteni 10:5, există un verset foarte important pe care Pavel îl subliniază și spune: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Cornilescu face aici, folosește un termen rob, dar vreau să subliniez că nu se referă la rob ca și angajat. Gânduri pe care le trimiți să facă ceva în locul tău. Nu. În original aici este următoarea expresie: captiv, prizonier de război, luat cu sabia. Adică spune aici Biblia prin Pavel: ai grijă la gândurile tale și ține-le bine prizoniere. Pentru că dacă nu-l ții tu prizonier, te va face gândul prizonier pe tine într-o zi. Ai grijă și leagă-l bine cu lanțuri. Pentru că dacă nu, te va lega el cu vicii pe tine. Spunea un băiat zilele trecute, 38.000, săptămâna trecută am băgat la jocuri de noroc. Și nu știu cum să scap de lucrul ăsta. Totul pornește până la urmă de la un gând. De la o bătălie la nivelul minții. Iubiții mei, gândul murdar pe care azi îl acceptăm ne va murdări într-o zi familia, numele bun și ne poate murdări și slujirea. Doamne, curățește mintea noastră în această dimineață. Iubiții mei, 85% din informația care intră în mintea noastră vine prin ochi. Prin ochi. Și până la urmă, bătălia mare se dă acolo, la minte. Eram aseară la o conferință cu tinerii, cea mai votată întrebare a fost următoarea: cum pot să scap de depresie? Acum sunt aici oameni în vârstă, am tot respectul pentru ei, îmi puteți fi tați sau bunici. E o întrebare retorică. În vremea voastră era depresie? Dar nu era depresie. Păi, eu am fost la Bojei, am crescut acolo la bunicii mei, la ora 5:30 eram în graj cu bunicul. Dar n-aveai timp să intri în depresie. N-aveai timp. Azi e depresie. Cum să nu fie depresie? Tătă ziua stă pe TikTok, eu știu fată, 12 ore pe zi stă pe TikTok. Și o zis, am luat pilule să mă sinucid. Dar de ce? Păi zice, când văd unde o mărs ăla și eu, n-am mărs nici unul. Când văd ce are aia și eu nu am, e depresie mult. Iubiții mei, am o veste bună astăzi. Acolo, la nivelul minții, hai să nu ne mai uităm unde o mărs ăla și ălalalt. Hai să vedem ce avem noi și n-au alții. Îmi spunea un domn care lucrează aici la voi, la spital, la Oradea, 5 oameni intră la oncologie în fiecare zi la noi, pe secție. Du-te să vezi un om bolnav și nu o să mai ai depresie, îți garantez. O să ai mulțumire, o să ai recunoștință, o să ai bucurie, dar contează foarte mult la ce te uiți. 85% din informație intră prin ochi și vine Iisus Hristos și ne spune: dacă ochiul tău este curat, dacă informația care intră e filtrată bine, tot trupul tău este plin de lumină. Doamne, ajută-ne la asta! Omul curat, iubiții mei, are o gândire curată, are gânduri curate. În al doilea rând, omul cu inima curată are o vorbire curată. Am întrebat pe cineva despre o persoană, să știu cât mă pot apropia, cât pot să țin legătura. Și o zis, frate Cristi, el e băia fain, numai că îl strică gura, zice. Zic, mă, atunci n-are cum să fie băia fain. E băia rău dacă îl strică gura. Iubiții mei, 2 Corinteni 2:17 spune așa: căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată.
O zis Pavel, sunt atent la fiecare cuvânt pe care îl spun. Pentru că dacă eu spun cuvinte murdare, cuvinte porcoase, nimeni nu va mai crede mesajul sfânt al lui Iisus Hristos. Vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Vrei să știi cât de curată e un om? N-ai cum să vezi inima. În lângândurile noi nu poți să intri. Dar ce vreau să spun este că ascultă-l cum vorbești. Ascultă-l cum vorbești. În urmă cu câteva zeci de ani, într-o biserică din România, un frate slujitor împărțea cina și o soră s-a întins să ia bucățica. Și fratele a zis, astăzi nu. Sora un pic s-a supărat. Și la finalul stat de vorbă și fratele slujitor a zis, Doamne, mi-a descoperit că ieri ai avut o stare de supărare, de nervi. Și chiar ai rostit niște cuvinte nepotrivite. Și a zis, sora, da, m-am supărat pe animalele din curte, m-am enervat pe o găină și i-am zis, du-te în corhaz. Corhaz e un cuvânt ungurez care înseamnă spital. Nu poți să zici că a folosit cuvinte foarte murdare, nu? Și totuși Dumnezeu s-a uitat la starea aia. Iubiții mei, să știți că Duhul Sfânt este sensibil. Doamne, fă-ne și pe noi sensibil. Să fim atenți la fiecare cuvânt, la fiecare vorbă, la tot ceea ce spunem. Atenție mare la defăimare, atenție mare la bârfă, atenție mare la minciună, atenție mare la lucrurile astea. Știți ce vreau să spun astăzi? Nu suntem oameni perfecți, toți greșim, însă e diferență între greșeală și premeditare. Dar dacă eu astăzi bârfesc pe un slujitor care a greșit și las un mesaj audio pe WhatsApp, la un moment dat, când cei care trimit mesajul mai departe vreau să facă asta, scrie acolo la WhatsApp în ceva în engleză, forwarded many times, adică dat de mai multe ori mai departe. Și tu ai împrăștiat la o comunitate întreagă din Oradea ceva despre cineva. Am o întrebare. Dacă omul ăla își rezolvă problema cu Dumnezeu și se pocăiește, reușești să mergi la WhatsApp, la companie, să-ți dea toate numele la care a ajuns mesajul ăla și să spui, oameni buni, v-am spus ceva rău despre el, dar acum vreau să vă spun ceva bun. Nu. Problema e că tu ai împrăștiat gunoaie, tu ai împrăștiat mizerii, omul și-a rezolvat problema, dar nu mai crede nimeni, pentru că tu i-ai stricat imaginea. Am pus frâu gurii mele, cât timp a stat cel rău, înaintea mea. Iertați-mi expresia, când Dumnezeu face pariu cu diavolul pe viața lui Iov, nu face pe imoralitate, nu face pe pornografie, face pe gură. Pe gură. O zis, diavolul te va blestema în față. Și Iov ia un ciob în mână, doctorii spun că ar fi avut un fel de lepră neagră, un fel de psoriasis, dar mult mai accentuat. Și nu a avut condițiile de la ATI din Oradea, nu a avut cearceaf alb, nu a avut anestezie, nu a avut morfină, nu a avut nimic. Și în timp ce se scărpina, Iov, omul cu inima curată, spune așa, Domnul a dat, Domnul a luat. Adică cel care dă are tot dreptul să ia fără să mă întrebe dacă vreau sau nu. Numele lui fie binecuvântat. Și în momentul acela cerul s-a bucurat, Dumnezeu câștigase. Iov nu a vorbit urât. Iubiții mei, trăim într-o lume a mizeriei. Așa cum fratele Liviu spune atât de adevărat aici. Trăim într-o lume a mizeriei. Și lumea asta vrea să te păteze și pe tine și pe mine. Mare atenție ce vorbe duce mai departe. Dacă de luni până sâmbătă Cristi Boariu se ocupă cu gunoaie, n-are cum să dea decât gunoaie și duminică la amvon. N-am cum să o fac peste noapte, sâmbătă noaptea să-mi rezolv problemele astea. Eu vreau să mă ocup cu Evanghelia, cu lucrurile curate. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. În Grecia antică, Socrate a fost foarte apreciat pentru înțelepciunea lui. Și într-o zi vine cineva la el și îi spune, Socrate, știi ce am auzit despre unul din studenții tăi? Stai o clipă, a zis Socrate, înainte să-mi spui ce ai auzit, vreau să treci un test. Test? Da, testul celor trei filtre, celor trei site. Înainte să-mi spui ceva despre studentul meu, vreau să te întreb ceva, primul test. Adevărul. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Nu, a răspuns omul, de fapt, am auzit și eu acest lucru. Al doilea test, a spus Socrate, e testul binelui. Este ceea ce ești pe cale să-mi spui despre studentul meu ceva bun? Nu, dimpotrivă. Al treilea test, a zis Socrate,
Deci vrei să-mi spui ceva rău despre el, chiar dacă nu e sigur că e adevărat? Hai să-ți mai dau un test. Testul utilității. Îmi este de vreun folos ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu? Nu, chiar deloc, a zis omul. Ei bine, a zis Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este adevărat, nici bun, nici măcar util, de ce să mai spui? Iubiții mei, vreau să citesc din Genesa 18:20. Mă înfioară aceste versete. Domnul a zis lui Avram așa, strigătul împotriva Sodomei și Comorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. Următorul verset, de aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvon. Dumnezeu din cer a zis, nu voi porunci grindinei, nu voi porunci pucioasei, nu voi porunci focului să cadă peste ei, nu voi rosti o judecată bazată pe un zvon. Mă duc să verific personal și apoi pot să rostesc o judecată. Și cel care poate judeca este Dumnezeu, nu eu sau tu. De ce uneori noi rostim judecăți doar bazate pe zvonuri? Suntem cumva mai tari ca Dumnezeu? Doamne, iartă-ne astăzi. Întotdeauna când aud ceva despre cineva, încerc să mă gândesc la ce a spus Pavel, căci cunoaștem în parte. În parte. Dacă cunoaștem în parte, s-ar putea și judecățile noastre să fie tot în parte. Parțiale. De aceea mă rog astăzi să avem grijă la vorbirea noastră. Pentru că omul cu inima curată are o vorbire curată. Apoi omul cu inima curată, iubiții mei, are curăție și în munca de zi cu zi, să știți. Psalmul 24:4, cel ce are mâinile nevinovate, dar uitați lângă ce spuse mâinile nevinovate și inima curată. Vreau să fac o subliniere foarte importantă. Cea mai mare valoare pe care noi avem în viața aceasta este caracterul nostru. Sacoul acesta peste câteva ore eu îl voi pune pe umeraș. Caracterul n-am cum să-l pun pe umeraș. Mai auzi pe unii care spun, măi, eu pun pocăința deoparte 5 minute și iar râd eu la asta. Dacă poți să o pui deoparte, înseamnă că n-ai avut-o niciodată. Că atunci când o ai, ea e impregnată în tine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos. Păi nu pot să-l scot, să-l pun deoparte și iar aduc cum vreau eu. Tot așa facem jocuri. Nu, nu, nu. Cea mai mare valoare noastră este caracterul. Cea mai mare valoare de caracter este integritate. Integritate. Iubiții mei, omul integru este omul care nu poate fi corupt, este omul onest, este omul cinstit, este omul curat. Este omul care dacă ți-o zis, dă-mi 1000 de euro până în 29 februarie, să sperăm că nu trebuie să aștepți până în 2028. Să sperăm. Și dacă nu poți să-ți dea 1000 de euro înapoi, dă un telefon și spune, te rog să mă ierți, poți să mă mai prelungești o lună. O zis cineva, frate, zice, las că Domnul o binecuvânta, zice, n-are nevoie de banii mei. Dar nu s-a tăima, că ți-a dat împrumut. Deja erau a lui. Deja erau a lui. Ce mare lucru să fii om cu inima curată. Tatăl meu are o vorbă. Omul care spune că e pocăit, dar n-are cuvânt, nu-i pocăit. Nu-i pocăit. Doamne, ajută-ne să avem cuvânt. Dau vostru să fie? Da. Și nu-l vostru. Știți când trebuie să jurăm? Când nu mai avem cuvânt, trebuie să jurăm, că n-avem ce face. Da? Dar dacă ești un om credibil, dacă ești un om integru, oamenii vor pune preț pe integritatea ta. Apoi omul curat tot în relația, în munca de zi cu zi, să știți că nu-și fură patronul la care lucrează, nu trage chiul la locul de muncă. Coloseni 3:22, angajaților, ascultați în toate lucrurile pe patronii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Omul curat, iubiții mei, lucrează calitate. Omul curat, când lucrează la cineva, lucrează în așa fel încât să-l poată chema la evangelizare după aceea. Știți? Mi-a fost și mie greu să învăț să fac calitate. Eram copil, aveam undeva la 90 ani, o familie din America, o familie care din Arad pleca spre America și își vândea tot ce avea. Și când oamenii plecau în vremea aceea, vindeau tot ieftin, numai să plece. Mama mea, n-am știut, a vrut să ne cumpere 3 biciclete, eram primii 3 băieți. 3 biciclete. Ți se părea atunci ca și cum ai avea astăzi cea mai tare mașină. Erau vremuri mai grele. Și mama ne-a pus la un test. O zis, veniți la mine în atelierul de croitorie, mama a fost croitoreasă, și faceți curat. Nu ne-a spus că de curățenia aia de prin biciclete, că dacă știam. O zis, să văd că e lună și bec, numai că noi am făcut eclipsă de lună.
știți? Erau așa, erau băgate scamele efectiv în covor. N-aveai cum să le scoți pe toate. Greu a fost. Unde le-am băgat și sub preș, la final au zis, mama, mulțumesc frumos, veți umbla pe jos următorii ani. Ce ai vrut? Păi zice, am vrut să vă iau bicicletă. Vreau să vă spun că am umblat ani de zile pe jos, dar asta știu să fac curat. E greu să înveți calitate. E greu. Să știți că omul care are inima curată face calitate. Amin. Măcar patronii trebuie să zică dacă nu o angajați acum. Da? Face calitate. Adică lasă un nume bun în spate. Lasă un nume bun în spate. Apoi, 4. Omul curat are relații curate. Are anturaj curat. 2 împărați, 10 cu 15, Ionadab, fiul lui Recab, se întâlnește, Iehu se întâlnește cu Ionadab și Iehu îi spune așa, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Asta ar trebui să întrebe tinerii care se căsătoresc. Nu câți cai are mașină. Nu dacă e electrică sau e diesel. Nu câte etaje are casa. Întreabă-ți viitorul partener, inima ta e tot așa de curată ca așa mea? Îmi spunea o fată zilele trecute, eu am nunta peste 3 luni și am cerut la băiatul cu care vorbesc să-mi dea telefonul să intru pe el și au zis, înveci. Frate Cristi, spune-mi, te rog, cum să mai caut haină de mireasă când n-am voie să văd telefonul viitorului meu soț? Așa e că e cu inima curată. Păi omul cu inima curată n-are nimic de ascuns. Și Iehu îi spune la Ionadab, eu sunt împărat astăzi. Eu trebuie să am grijă cu oamenii cu care mă afișez. Ești un om cu inima curată? Că oamenii ne vor vedea. Și Ionadab spune, da. Și Iehu oprește carul și întinde mâna și spune, vină cu mine în car. Vreau să vă spun ceva aici foarte, foarte interesant. Dacă un om cu inima curată toată ziua umblă cu un om compromis, cu un mincinos, cu un om care trage țepe, niciodată nu vor spune oamenii din Oradea, mă, ăla murdar umblă cu omul curat, sigur se pocăiește. Și ce vor spune? Ce caută ăla curat cu ăsta compromis? Asta e durerea. De aceea ne cere Biblia să fim atenți la anturajul nostru. 2 Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții și urmărește câteva valori. Dar care valori? Neprihănirea, credința, dragostea, pacea? Dar unde le găsesc aștia? Pavel mi-a spus să fug. Bun, mă duc într-o chilie. Mă duc undeva în Sahara. Mă duc undeva să mă izolez de lumea asta. Că fratele Liviu a zis că e murdară lumea. Și dacă mă izolez, poate nu o să mai am probleme. Mi-aduc aminte de un călugăr. S-a izolat acolo într-o chilie. Scria din Biblie. Scria eseuri frumoase. Și diavolul tot s-a gândit. Cum mă să-l fac praf pe omul ăsta? Că n-am reușit cu imoralitate, cu bani n-am reușit, cu moda lumii n-am reușit, că nu pot să vin cu reviste aici în peșteră. Și diavolul a mers la el și la ureche i-a spus așa, fostul tău coleg de chilie a ajuns episcop la Constantinopol. Ăsta când a auzit asta de invidie, o vărsa cerneala. S-a agitat, s-a supărat. Cum mă duce? Amândoi am tras. De ce el a ajuns sus și eu nu? Să știți că izolarea undeva într-o chilie nu ne ferește de păcat. Doar dacă stăm lângă Domnul, atunci putem fi feriți. Doamne, ajută-ne la asta. Timotee, vrei să ai o inimă curată? Caută pe cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, că oamenii ăștia au valori frumoase, au credință, au dragoste, au pace. Fii lângă ei, Timotee. Apoi și în familie, iubiții mei, vom transmite tot ceea ce avem în inimă. Să știți că în căsătorie nu există dragoste. Vă spun astăzi la toți cei căsătoriți și necăsătoriți. Nu există în căsătorie dragoste. Căsătoria... Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. Mai primim mesajul la început de an. An fericit, dar nu există an fericit. Există oameni fericiți care pot să facă anul fericit. Dar an fericit nu există. Nici an trist. De aceea noi în familie vom transmite și vom pune ceea ce avem în inimă. Și spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei 1 cu 5, îmi aduc aminte de credința ta sinceră, neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta. Domnul să binecuvinteze toate bunicile și toți bunicii astăzi. Amen? Lois și în mama ta Eunice. Și pentru că mamele astea și bunicile astea au avut o inimă curată, ți-or dat ceva, Timotei. Ți-or dat o credință sinceră când e atâta credință falsă. Și spune în 1 Timotei 1 cu 19 să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Eram undeva într-o tabără creștină cu câteva zile am fost cu acei tineri
Și într-o seară a trebuit să vorbesc despre inimă curată. După ce am mâncat împreună cu tinerii la bucătărie, ei au plecat într-o biserică acolo care era ca și o capelă și m-am dus la doamnele de la bucătărie, la soror, și am zis: faceți-mi cel mai bun hamburger pe care l-ați făcut vreodată. Mi l-a făcut și am zis: dați-mi o farfurie curată. Am pus hamburgerul în farfuria curată și apoi am spus: dați-mi, vă rog, și o farfurie murdară de la unul din tinerii care au mâncat mai înainte. S-a uitat ciudat la mine, dar pentru că am cerut asta, mi-au dat farfuria respectivă. M-am dus în fața tinerilor și am spus: este cineva care la finalul programului vrea să mănânce acest hamburger? Mai mulți au făcut semn cu mâna. Am luat hamburgerul, l-am luat din farfuria curată, nu am modificat nimic la el, doar l-am mutat în farfuria murdară. Și am zis: mai este cineva care vrea să mănânce hamburgerul ăsta? Și oamenii au plecat capul jos, pentru că era o imagine tristă. Și atunci am spus ceea ce a spus Pavel și vreau să subliniez și astăzi la Betel. Iubiții mei, când Dumnezeu ne dă o prorocie, o cântare, un mesaj, o predică, o mijlocire, când ne dă Dumnezeu ceva din cer să dăm și noi mai departe, să știți că oamenii se vor uita mai întâi la inima noastră înainte să se uite la darurile noastre. De exemplu, oamenii nu vor spune dacă Cristi Boariu minte cu premeditare. Auzi, chiar dacă minte, dar măcar predică fain. Și ce vor spune oamenii? Nu mă mai interesează cum predică, că l-am prins cu minciună. De aceea mă rog astăzi, Domnul să ne dea o inimă curată. Amin. Ca toată slujirea noastră să fie o slujire credibilă. Toată slujirea noastră să fie binecuvântată. De ce? Pentru că nimeni nu mănâncă dintr-o farfurie murdară. Mai devreme sau mai târziu se va vedea ce ai în spate. Banii se păstrează în pormoneu, hainele în dulap, mâncarea în frigider. Credința într-un cuget curat. Doamne, ajută-ne la asta. Și vreau în ultima parte a mesajului să ne uităm ce câștigă omul cu inima curată. Că vă spune: frate Cristi, dacă așa de grea e lupta asta, nu știu dacă mă mai bag cu voi, zice. Nu știu. Când i-ai spus și cu gânduri, și cu vorbe, și cu fapte, să fim atenți și la relații, păi cam greu. Dar măcar zi-ne ce câștigă. În primul rând, omul cu inima curată câștigă mântuirea. Ieremia 4:14, curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Mântuit. Luca 3:17, Biblia vorbește de o separare care va avea loc la final. Acela are lopata în mână, își va curăți iaria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânare, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Când se va face selecția finală, doar cei curați vor fi parte din grâu. Pleava și paiele se aruncă. Mă rog astăzi să ne ducem mântuirea până la capăt cu o inimă curată. De ce? Pentru că poți să bași mizeria sub preș, dar să nu uiți, să nu uiți. Mai devreme sau mai târziu, mirosul va ieși la suprafață. Azi accepți o pată, mâine accepți a doua pată și poi mâine zici: dar nu mai am nevoie nici de biserică, nu mai am nevoie nici de slujitor, nu mai am nevoie nici de Biblie. Rămâi în mântuire, asta e îndemnul pe care l-am, dar rămâi în mântuire luptând cu o inimă curată. 2. Ce mai câștigă omul cu inima curată? Iubiții mei, omul cu inima curată, să știți că va avea o rodire binecuvântată. Luca 8:15. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, la 12:5, după ce au auzit cuvântul, ce fac? Îl țin, îl păstrează, îl conservează într-o inimă bună și curată. Și cuvântul care se conservează așa, care se conservă așa, care se păstrează, așa spune Biblia, produce un rod. Un rod binecuvântat. Hai să dăm un exemplu, 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea. Dar care dragoste? Că toți care se căsătoresc spun I love you. Je t'aime, că nu mai știu română. Da? Dar de ce divorțează? Că în 1990 era unul din șase, acum e toi, una din șase căsătorii, acum e două din trei. Uitați-vă, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință. De câte ori îi spun soției mele că o iubesc, știi ce îmi spune? Îi din inimă? Auzi, îi din inimă ce spui? Zic, dragă, dar nu o să fie, nu știu, din plămâni să fie sau din altă parte, din ficată. E normal că e din inimă. Și o să zic, dacă e din inimă, înseamnă că mă ajuți. Până acum un an jumătate, ea s-a culcat cu toți copiii. Eu munceam și uneori 12-14 ore pe zi în informatică și misiuni și
O tras mult cu pruncii noștri, că la noi băieți au fost din ăștia care ne-au trezit de 10-15 ori pe noapte. O trezit-o. Nu ne-o trezit, o trezit-o. Acum un an și ceva, i-am zis, dragă, vreau să dorm și eu cu cel mai mic. O să fie greu? Și ce m-a spus? Acum văd că-i din inimă. Acum ai din inimă, Domnul să-i binecuvinteze, zice. Nu mi-e ușor, nu mi-e ușor. Să știți că de 10-15 ori mă trezește pe noapte pruncul când este acasă. La un an și o lună. Dar am înțeles ceva. Că dragostea fără sacrificiu, doar pasiune. Dragostea care vine dintr-o inimă curată, e gata să se jertfească. Să se jertfească. Doamne, mai lasă astfel de dragoste peste noi. Dar numai dacă vine dintr-o inimă curată, altfel, nu mai profită, să știi. Nu mai profită de cine. Și când nu mai era ce profita, au plecat. 3. Ce mai câștigă omul cu inima curată? Întâlnirea cu Dumnezeu față în față. Matei 5:8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Iubiții mei, o spun cu toată inima, nu-mi doresc altceva în viața asta decât să ajung într-o zi să-L văd pe Dumnezeu. Amin. Și în ultimul rând, ce mai câștigă omul cu inima curată? Psalmul 66:18. Rugăciuni ascultate. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, murdare, păcătoase în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Nu m-ar fi ascultat. Era anul 2013 când m-am mutat la Deva din Arad. Nu cunoșteam pe nimeni în Deva. M-am bazat doar pe fratele păstor, Ducanu Cornel, pentru care am un respect deosebit până mor. Că mi-a întins o mână și m-a chemat să slujesc acolo. Dar necunoscând pe nimeni, a trebuit să vorbesc cu oamenii, pas cu pas să îi înțeleg, să le aflu povestea de viață. Și într-un mod special, când m-am mutat la Deva, am descoperit o soră, un vas de lucru autentic, un om al lui Dumnezeu. Avea rar prorocii, dar erau de la Domnul. De la Domnul. În 2013, când eu m-am mutat, ea s-a îmbolnăvit de cancer la colon, femeia asta. Sora s-a învină. 10 prunci. Nu e ușor să trebuiască să pui 30 de mese pe zi și să fii și în spitale, și să fii și cu analize după tine. Nu e ușor lucrul ăsta. O întrebam din când în când, sora să-mi vine acum, sunteți? Și așteptam să zic că sunt vaiu și amară, sunt dezastru. Și tot timpul îmi spunea, sunt bine. Sora să-mi vine, nu știu dacă m-ați înțeles, aveți cancer la colon. Ați fost la Timișoara, ați fost la Cluj, ați fost la Deva, ați cheltuit. Cum adică sunteți bine? Frate Cristi, așa îmi spunea. Să știi că pe mine nu mă interesează cancerul. Toată ziua îmi spunea ea, am o singură rugăciune. Aș vrea toți ăștia 10 prunci să-i văd în apă botezului. Pentru mine asta ar fi cea mai mare bucurie. Că e cancer, că e boală, zice asta, vine și se duce. Dar ce rămâne, aș vrea să fie rugăciunile mele ascultate. În 2023, la începutul anului, m-am întâlnit cu ea pe scările bisericii. Venea tot mai rar, tot mai greu. Ținea foarte mult să fie la cină cu noi împreună. Gâfâia urcând scările. Eu zic, doctor, în 2023 la început, nu mai avem ce să faci. Eu tăiat din coloni, operații, ce vreți dumneavoastră. O zis, acum nu chiar nu mai avem ce să facem. Pregătește că anul ăsta e ultimul. Și la începutul anului am întrebat-o, sora să-mi vine acum, sunteți? Auzisem deja că doctorii i-au spus lucrurile astea grele și eram sigur, n-are cum să spună că e bine. Sigur o prind acum că se plânge, că va cârti, că va murmura. Să uită la mine în ochi și spune, frate păstor, eu-s bine, dar mai am doi. Mai am doi pentru care mă rog. Din cei 10, 8 deja au intrat în apa botezului în haină albă. Dumnezeu i-a vorbit printr-un vas de lucru că nu o va lua acasă până când toți cei 10 vor intra și vor face legământul. Și ea s-a cățat de lucrul ăsta. Să ținea de funia asta. În luna martie au venit la mine Elisei și Emima și au zis, frate Cristi, să ne puneți pe listă, zice. Noi suntem ultimii doi și vrem să facem botezul. Nu ne-a împins mama, nu ne-a împins tata, dar vrem să încheiem și noi un legământ cu Domnul. Cu așa bucurie i-am scris pe listă. Știam că un cuvânt din ceruri se împlinește acum. Și o femeie cu inima curată, care a depășit cancerul, care a depășit tumoarea, care s-a rugat, va avea o zi a bucuriei.
Cu câteva săptămâni înainte de botez, am auzit că îi dau morfină. Eram așa îndoielnic, nu știam dacă va prinde ziua botezul. Dar știam că dacă Dumnezeu a vorbit, El împlinește. Nu a reușit în iunie, nu a reușit în ziua botezului să vină la biserică. A rămas acasă. O întorceau tot la 5 minute după parte pe altă. Trăia niște dureri cumplite. M-am uitat la acel moment când Elisei și Emima au intrat în apa botezului. Și undeva, în duhul meu, mă gândeam la mama lor care e acasă. Care se uita pe transmisie și care reușea să depășească ultimele dureri. Și știam că acolo, pe un pat de suferință, când Elisei și Emima au intrat în apă, cineva a ridicat mâna sus și a zis: am biruit. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. O mai trăit, cred că 3 săptămâni, dacă nu greșesc, s-a aruncat pământ peste ea, la fel cum se va arunca pământ și peste tine și peste mine. Ce vreau să vă spun astăzi este că pământul poate acoperi faptele trupul nostru, dar nu poate acoperi faptele noastre. Rămâne în urma noastră un nume bun, rămâne în urma noastră rugăciuni, rămâne în urma noastră o mărturie. Ascultați-mă ce vă spun. Vom uita și de patroni, vom uita și de arhitecți, vom uita și de doctori, dar undeva în inima bisericii din Betel, undeva în inima noastră, atunci când pleacă un om cu inima curată, n-ai cum să-l uiți. N-ai cum să-l uiți, pentru că omul acesta o trăi cu Dumnezeu și a lăsat un nume bun în spate. Doamne, ajută-ne și pe noi la asta. Amin. Vă mai rețin 2 minute. Predica mea s-a încheiat cu acordul fratelui Liviu. Vreau să prezint în PowerPoint 2 minute o lucrare care o facem de 2 ani și 3 luni. Hudson Taylor spunea: marea trimitere nu este o opțiune care trebuie luată în considerare, ci ea este o poruncă care trebuie ascultată. Câteva statistici pe care vreau să vi le arăt: 44.000 de oameni mor în fiecare zi fără să audă vestea bună a Evangheliei. Un Boeing 747 are o capacitate de 500 de persoane. Imaginați-vă 88 de avioane care merg cu oameni dincolo, spre ziua judecății, pline de oameni care n-au auzit vestea bună a Evangheliei. 2,1 miliarde de oameni din lume încă n-au auzit Evanghelia, iar în România avem peste 80 de orașe cu 10.000 de locuitori fără biserică pentecostală. În acest sens am format o echipă în urma unui mesaj pe care l-am avut din partea Domnului, de designer, editor video, redactor, tipograf, corectori. Și cu această echipă încercăm pe platformele de socializare, așa cum fac și unii oameni scump de aici, de la voi, să transmitem Evanghelia pe Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. În fiecare lună, prin harul Domnului și cu ajutorul Lui, ajungem cu Evanghelia la 3,5 milioane, aproape 4 milioane de români. Viziunea pe care o am până mor este să ajungem cu Evanghelia pe telefonul fiecărui român de pe glob, 9,7 în afara României și 19 milioane în România. Însă tot din aceste țări ne vizitează oameni, tot ce e gratis pentru ei, pe noi ne costă. Echipa mă costă undeva 6.000 de euro pe lună, iar cheltuielile cu tipărirea materialelor undeva la 5.000 de euro pe lună. M-aș bucura să vă spun că cu 7 prunci pot să acopăr asta, dar n-am cum. De aceea am adus astăzi câteva cărți cu mine. Am hotărât atunci când am scris aceste cărți, niciun leu să nu ajungă la mine. Am acest pachet de 12 cărți, se numește Cu Dumnezeu, nu la Paște, la Crăciun, ci în fiecare zi. Timp de vreo 2 ani de zile am scris aici articole primite de la Domnul. În fiecare dimineață din 2024 vei avea un verset din Biblie și câteva gânduri pe care le-am scris pentru familii, pentru tineri, pentru biruință în fiecare zi. Acest pachet costă, știți cât costă? Cât dă un fumător pe țigări în 2 săptămâni? 250 de lei. Nu distruge plămânii, ci întărește viața. Dacă vrei să-l cumperi, poți să plătești cu cardul, cu Revolut, cash. Banii ne vor ajuta să ducem lucrarea mai departe. De asemenea, mai am cu mine încă 3 cărți. Dacă m-a marcat ceva pe mine când eram de 12, 13, 14, 15 ani, au fost oamenii credinței.
Și m-am gândit cum să fac ca acești oameni să fie în casa voastră. Am luat 30 de cărți și le-am comprimat în 3 și am pus numele Ei au trăit cu folos. Aici veți găsi pe Richard Wurmbrand, pe John Wesley, pe Jim Elliot, pe Sabina Wurmbrand, veți găsi Hudson Taylor, George Mueller, care are 10.000 de orfani. 50 de lei costă fiecare carte și banii merg în aceeași direcție. Și în ultimul rând, mai am cu mine 2 cărți din cei aproape 18 ani de slujire modestă pe care am avut-o înaintea Domnului. Am luat 104 predici și le-am scris. Sunt studii biblice, sunt cărți mai groase, sper să nu se sperie tinerii. Una are 350 de pagini, alta are 430, costă 100 de lei volumul 1, 100 de lei volumul 2, care a ieșit săptămâna trecută, banii merg în aceeași direcție. Închei cu cuvintele lui Pavel. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea.